Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă de post, practic o să facem o pastă de fasole. Pentru această rețetă avem nevoie, eu am aici 500 de grame de fasole albă, o să avem nevoie de o ceapă, sare, un pic de sare, un pic de chiperi, puțin ulei. Haide să trecem la treabă, să-i dăm bătaie, o să punem fasolea la fiert, după care o să revin cu alte imagini. Oameni buni, am pus fasolea la fiert, acum au început să fiarbă, să o spumăm. Va trebui să o lăsăm aproximativ 40-50 de minute să fiarbă, pentru că e fasole cumpărată, nu e fasole de-a noastră, e cumpărată și atunci va trebui un pic mai mult să fiarbă. O să o spumăm fain frumos. Așa vom proceda. Când am pus-o la fiert, am pus o linguriță de sare. Acum o lăsăm așa aproximativ 40-50 de minute până ce o să fie fiartă, iar apoi o să revenim cu alte imagini. Oameni buni, fasolea noastră o fiert, am străcurat-o de apă, am lăsat-o aproximativ 2-3 minute să se răcească un pic. Acum soția o să o blenduiască, o să o dea prin blender, dar cine nu are poate să o dea și prin mașina de tocat. Bun, am terminat de blenduit fasolea. Ia așa arată. Acum am uitat să vă spun, această rețetă se poate face din orice fel de fasole, doar că din această fasole albă iese mult mai bună și mult mai frumoasă la culoare și noi avem fasole de-a noastră dai tărcată și preferăm să facem din fasole din asta mai măruntă, pentru că se fierbe și mai repede și are o culoare mult mai frumoasă atunci când o umși pe pâine, dar se poate face din orice fasole, nu e neapărat obligatoriu din fasole albă, doar așa ca să știți. Acum soția o să radă o ceapă, o să radă o ceapă părăzătoare mică și o să o punem peste fasole, practic e o fasole de post care o să o ungem pe pâine. O să radem și o ceapă și o să țipăm peste fasole, o să condimentăm cu sare, chiperi, o să punem un pic de ulei și practic facem o pastă de fasole bună, bună, pe care se poate servi cu pâine prăjită, să vedeți ce bine merge cu chită prăjită. Acum cine mai dorea poate să pună, dacă doriți, și un grăunte 2 de usturoi, dar ăsta e opțional, doar cui îi place și cine dorește. Deci puteți liniști să rade și 2 căței de usturoi să puneți. Așa. Punem acolo ceapa fain frumos peste fasulă și apoi lasă să o rău. Ne amestecăm bine, bine, condimentăm cu sare și chiperi. Iar eu o să-i torn ulei, la soție o să-i torn un pic de ulei. Practic o să fie un pic de pastă. Așa procedăm, iar la sfârșit o să revenim și o să vă arătăm cum o servim. Pasta noastră de fasole e aproape gata, am blenduit-o bine, bine. Acum o să mai condimentăm cu sare și chiperi. Mai punem pe final un pic de sare și un pic de chiperi. Amestecăm din nou bine, bine. Ne-am pus în beci, am adus un borcan de gogonele murate. O să servim această pastă de fasole, ia cum arată. Această pastă o să o servim. Am adus din beci un borcan de gogonele murate. Aveți rețeta pe canalul nostru de YouTube. Noi în toamnă cu soția am pus foarte multe rețete de murături și la fiecare rețetă de mâncare eu tot timpul vin cu câte un borcan de murături să vă arăt și dumneavoastră cum ne-o stat. Ați văzut și gogoșarii murați și gogoșarii cu conopidă, ardeiul capia, ardeiul cu o păplită, gogonelele, castravețe, tot timpul vreau să vă arăt, să vedeți și dumneavoastră. Deci așa o să le servim cu gogonele, lângă am prăjit niște pchită, am prăjit un pic de pchită și la această pastă o să o punem pe pâine. Ia așa o servim noi, îmi pun din belșug, îmi place să fie cât de gros. Așa.
Așa vom servi. O să scot într-un bol și niște gogonele și apoi lasă si o rău. O mâncare de post, o mâncare bună, mai ales când în zile de post, vă recomand. Ca să vedeți cât e de bună, trebuie neapărat să o faceți. O să scot pombol și niște gogonele, fain frumos. Și apoi dăm bătaie. O să desfac borcanul și o să scoatem și gogonelele. Să vedeți și dumneavoastră cum au stat. O să iau numai de pe deasupra frunzele. Ia uitați și dumneavoastră, nu știu dacă se vede. Aveți rețeta așa cum am spus pe canal. Trebuie doar să le căutați. Morcov. O rețetă foarte bună. Stau foarte bine, sunt foarte crocante. Așa o să servim noi fain frumos fasolica noastră cu pâine prăjită. Am uitat să vă spun. Ulei, când am pus ulei la soție, am pus aproximativ 100 de ml de ulei. Când am precat fasolea, când am făcut pasta. Acum fiecare în funcție de cât de groasă vrea să fie sau cât de subțire, da? Ca să o puteți unge pe pâine, fiecare își pune cât ulei dorește și adaptează rețeta în funcție de cum dorește. No, oameni buni, vă doresc poftă bună. Ia așa o să servim. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni. N-o lasă si o rău am. Uitați cum stau gogonelele. Cât de faine, crocante.